Fiind un sfetnic bun, seara i-a găsit pe Mihai și Bianca stând de vorbă și încercând să-și depășească barierele pe care amândoi le simt. Tu dormi? Eu? Nu. Nu vezi ce fac? Răspunsul aceea și după ce se închide și... Zău? Atunci nu mai fac. Culcă-te atunci. Ai prins curaj? Adică ce curaj? Curajul se dă, nu se ia. Cum îți dau și eu. Și dau, ce îmi dai? Curaj. Și ce? Tu, eu nu-ți dau încredere? Îmi dai. Și ce nu-ți mai dau? Îmi iau eu. Și ce când îmi iau totuși, hai, zi, pui bariere. Hai, zi, toate nemulțumirile tale. Și când îmi iau tot că mai pui bariere. Poate fi ultima zi în care mai spui ce te nemulțumește. Dacă măcar nu dai și știi bine că nu o faci exact cum simți, măcar nu mai pune bariere. Ce bariere? Te simt că te abții. Nu știu, ai rețineri. Și nu înțeleg de ce, până, că nu cred că îți dau motive. Noi cred că am mai vorbit despre asta. Da. Și nu înțeleg de ce de fiecare dată vine adus în discuție. De când am mai vorbit, am mai trecut timp. Ce nemulțumire ai? Bine, hai că le știu, o întrebare foarte proastă. Nu nemulțumire, tu ești mulțumită? Tu nu ești. Tu ești. Lasă eu, tu nu cum ești. Cum lasă eu? Cum lasă eu? Păi vorbim ți-am zis ceva cred că am vorbit ți-am despre zis mine. Vreodată Bianca, ceva? Bianca, am vorbit destul despre mine. Crezi că cer prea mult? Ia gândește puțin. Nu. Nici prea puțin, nu? Eu nu vreau să-ți complic viața, sincer. Viața ne complicăm și singuri și sincer, complică nici și... nu mai vreau să fiu înțeleasă, ajung și la acest punct. Dacă tu în momente de astea îmi spui că nu mai vreau, că dacă mi te ridici și pleci și faci nazuri de astea, nu, asta nu e soluția, să știi. Eu ți-am cerut să mă înțelegi, poate nu cu vorbe, dar și mai înțeles. Și cred că am făcut-o și eu și la fel, fără eforturi. Dar la ce te referi când spui eforturi? Și nu știu, lucrurile astea îți vin așa ție, dintr-o dată. Că până acum a fost tot în regulă. Nu a fost chiar în regulă. Tu nu te-ai uitat și puțin la situația noastră așa? La ce? Ce vrei, să sar peste tine acolo? Vii, te întinzi în treaba ta, eu mă întind în treaba mea, îți faci unghiile, eu închid ochii și stăm așa. Nu e vorba că nu știi să arăți, știi foarte bine. Nu înțeleg de ce te obții. Nu încerca să înțelegi. Stai acolo. Hai. Plec eu? Pleacă, mă, dacă vrei să peți auzi, plec eu, pleacă. Bianca se ținea tare, însă, după această discuție, a cedat, iar cuvintele deveneau lacrimi. Iar faptul că în gală Mihai a aflat că Bianca nu e îndrăgostită de el, se cerea discutat și el. Măcar mi se explică. Hmm? Măcar mi se explică de ce nu vii, de ce nu vii să mă pup. E o noutate? E o noutate puțin pentru că când doamna Mia sau cine mai spunea hai cu cererea, tu spuneai, păi, dar nu m-a cerut. Nici nu-i contraziceai. Ori nu știam ce să cred. Nu s-a dat tot materialul. În momentul în care eu am fost întrebată lucrurile acestea, am zis, nu, nu sunt îndrăgostită, dar suntem pe drumul cel bun. Sunt pe drumul cel bun. Ți-am spus, metru distanță, când vii, ieri, de exemplu, nu ți-am cerut să te sui pe mine. Ai venit de afară, te-ai pus la un metru. Ieri nu știam ce ai spus azi, de exemplu. Acum înțeleg mai bine. Dar știai? Când mi-ai spus acolo că ai spus nu am crezut. Nu aș fi ales pe nimeni altcineva în casa asta. Și dacă am ales să petrec timp cu tine, înseamnă că ești acea persoană care îmi dă necesarul pentru a mă simți mai altfel. Și cred că de asta am nevoie. Ar fi fost mai plăcut să spun o minciună? Nu, niciun caz, nu asta. Ar fi făcut să te simți mai bine? Nu, eu înțeleg situația, dar este tot o situație în care ai fi putut să mă ajut să înțeleg mai bine până să văd răspunsul tău. Să nu căutăm scuze. Eu nu așa caut sunt, absolut nicio scuză. Eu așa sunt, sunt mai rece. Când spun că așa sunt eu, dar... asta nu e absolut nicio scuză. Ce s-a întâmplat? Vineri cred că a fost o zi... Vinerea neagră. Da, cam așa, pentru că a fost o zi frumoasă până la final. Mai la final s-a dat cu praf de ceartă, mai peste tot. Eu cu Mihai, Andra cu David, cu Ștefania, Andreea cu Alexandru, mai toți, în afară de Modelina și Radu, încă ne țineam departe de ei să nu care cumva să-i... Nu știu, vă stresa ideea de gală? Nu cred că a fost ideea de gală. Mai apoi, cu Mihai nu a fost o discuție...
foarte importantă, să spun așa, dar după ce s-au închis ușile, ne-am despărțit, nu cum ne despărțeam în mod obișnuit. Și mai apoi, mergând cu Modelina sus, am realizat, de fapt eram conștientă de lucrul ăsta, dar simțeam nevoia să vorbesc cu cineva, să îi împărtășesc faptul că știu din ce cauză se întâmplă și cauza aș fi eu. Ce crezi tu că este în regulă cu tine? Și comportamentul meu, și stările mele, și faptul că sunt mai rece, nu mă apropii, nu e Mihai problema. El spune că el... El, da. Nu-i spune problemă. Am vorbit mai mult sâmbătă și cred că ne-am înțeles. Apropo de ziua de sâmbătă, în care ai aflat iarăși în gală, de două gale tot afli lucruri, că Bianca nu este îndrăgostită de tine. Da, am înțeles. Înțelegeam într-un fel de ce... Noi avem... De multe ori rămâne cât un metru așa între noi și îi spun atunci, te simți bine acolo la un metru de noi? Înțelegeam, am înțeles de ce. Eu nu. Pentru că nu era îndrăgostită. Nu era? Și între timp a devenit? Cel puțin suntem pe... Nu Bianca, pot să vorbesc numele ei. Nu pot să vorbesc numele ei. Când am făcut testimonialul respectiv, am spus, nu sunt îndrăgostită, dar sunt pe drumul cel bun, adică progresez. Ești un pic îndrăgostită. Da. Câte un pic în fiecare zi mai cam crește îndrăgostea asta, dacă ar fi să o cuantificăm cumva. Dar eu am și spus de la bun început, nu mă apropii foarte ușor de persoane, dar mă apropii cu pași mici, dar și când o fac, e sigur. Cam la fel ca și mie. Și de fiecare dată poate micile discuții apar tocmai din cauza asta, pentru că eu de fiecare dată îi spun, așa sunt eu. Nu e o explicație, nu e o scuză, dar chiar așa sunt. În unele cazuri își impune, cred, să fie așa. Și-a dat și-a seama că nu are rost. Tocmai pentru că este adepta ideii de a te bucura de prezent, dar în clipele dintre noi în care nu prea vorbim... Tocmai prin comportamentul ei mie... Tocmai exact. Nu mi se pare că se bucură de prezent. I-am evidențiat și eu asta sâmbătă. Taman invers. Da. Mi-am dat și eu seama de asta. Și ai vrea să schimbi cumva? Da, bineînțeles. Asta îi spune și Madalina. Având în vedere că mai sunt doar 3 săptămâni, iată că deja azi e luni... Pentru noi nu contează asta. Nu contează? Da. Chiar dacă oamenii au niște așteptări de la voi? Eu cred că cei care ne susțin ne înțeleg. Sau cel puțin în parte m-au și înțeles.